Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Suceava, în colaborare cu specialiștii de la Biroul Național Interpol, au reușit recent să rezolve un caz cu totul ieșit din comun, care poate fi un scenariu de film. Un sucevean, dihorodnic de jos, a ajuns după gratii în penitenciar la finele lunii octombrie acestui an, pentru o faptă violentă comisă tocmai în 1999. Atunci a înjunghiat un bărbat la o discotecă pe fondul unui conflict, fapt pentru care a primit o condamnare de șapte ani de închisoare. Suceveanul a fugit din țară înainte de a fi condamnat pentru tentativă de omor și a reușit să scape nepedepsit în jur de 20 de ani în Anglia sub identitate falsă. Pe 25 octombrie, condamnatul a fost extradat în România și încarcerat direct în penitenciarul Rahova, în baza mandatului emis pe numele său încă din anul 2003.